AJ OFM Galați are în evidență aproape 18.000 de șomeri, iar bursa locurilor de muncă a fost organizată pentru ca cei mai mulți dintre ei să se angajeze. Deși au fost invitați peste 1.000 de angajatori, la Galați au participat numai 50, iar în Tecuci au fost posturi vacante doar la 36 de firme. În total, gălățenii au putut opta pentru unul dintre cele 1.500 de locuri de muncă disponibile. Angajatorii au venit, în schimb șomerii încă, mă rog, să vedem la finalul bursei. E posibil să vină în valuri, să vină mulți tineri. Ne batem cu Doljul pe locul 5-6, când pe 5, când pe 6, cu o rată de aproape 9%, 8,60%. Cea mai mare problemă a tinerilor care sunt în căutarea unui loc de muncă constă în faptul că posturile vacante nu se pliază pe nivelul lor de pregătire. Crezi în zidării, dar vreau să-mi schimb jobul, nu mai convine. Și cam ce domeniu credeți că v-ar sudor. Atrage pe sudură? Da, dar trebuie să fac calificare, da. Este, dar trebuie să fac calificarea aia. Da. Și credeți că salarizarea va fi avantajoasă după ce obțineți calificarea? E normal, ca sudori pleci în afară și banii... Deci ăsta este losul câștigător, plec afară. Exact. Nu știu, eu am luat pliantele, dar nu am garanția că o să găsesc loc de muncă. Pentru cine caut? Pentru cumnata mea umblă, da? Și că de câțiva ani se tot chinuie. Unde a găsit? Ea a lucrat în domeniul bancar, are studii superioare, a lucrat și meserie mai de jos, vânzătoare, lucrător comercial, casieră, dar nu a ținut mult. Bursa generală a locurilor de muncă a fost găzduită și la Brăila, unde aproximativ 900 de brăileni au venit cu speranța că se vor angaja. Oferte de muncă au venit din partea a 62 de angajatori din tot județul, care au prezentat aproape 600 de variante. Deci nu există forță de muncă pregătită. Asta este cel puțin în domeniul nostru. Construcții. Au fost două clase de ani terminali și s-au interesat de cariera militară. Le-am dat ce au avut nevoie ca informații necesare privind cariera militară și așteptam la birou informare recrutare. Majoritatea firmelor din Brăila au căutat persoane cu studii medii, iar cei cu studii superioare au avut de ales între proiectant, inginer mecanic, inginer mecanic, inginer în industria alimentară, expert în securitate și sănătate în muncă, manager al sistemelor de management al calității și inspector resurse umane.